Gheorghe Boc, că aia vrea un mod deosebit. Deci la naștere cine a asistat-o? Domnul doctor Gheorghe Boc, care e un doctor deosebit, pentru noi cel puțin, de fiecare dată când am avut nevoie și am apelat. Și noaptea, dacă a fost nevoie. Deci la câte afatare este văcuța? La patra. La patra. Prima dată? Doi. De două ori câte unu și acum trei. Trei fetițe. Trei fetițe. Trei fetițe. Nu ne-am așteptat, nu s-a așteptat nici domnul doctor. A fost o surpriză pentru toată lumea. Dar... deci, ce rasă? Balsată românească? Balsată românească. Montată era siringă. Florin Cioază-i... dânsul l-a montat. La siringă. Și acum, cum îi hrăniți? Că toți trei nu ajung la găleată. La găleată, pentru că sunt trei și nu putem să le punem pe toate trei odată. Și atunci, la găleată, fiecare își așteaptă rândul. Văcuța cât lapte dă? 24 de litri pe zi. 24-25. Cam așa, depinde. Depinde de hrană. Poate da și mai mult, dar undeva la 25, cam așa. Deci vă ocupați de mult cu zootehnia? Ne ocupăm de mult, am făcut o pauză de vreo 2 ani, dar nu mi-a plăcut. Și am cumpărat încă o dată, am luat-o de la zero, pot să spun, cu celelalte două vaci care sunt acolo, mama lui Fetițe și cu cea de lângă. Și le-am înmulțit și vrem să le mai înmulțim, să avem mai multe. Până acum nu prea s-o auze de trei viței să pată o vacă și să și crească. Rar, e foarte rar și mai rar faptul că trăiesc toate trei. În general, unul sau doi mor după câteva zile. Dar să trăiască toate trei e cam rar.